Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Suceava. Astăzi avem o emisiune deosebită, deoarece avem și trei invitați deosebiți, oameni care ajută ca Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava să fie una din universitățile cele mai bune din România. Și drept dovadă, avem și ultimele rezultate pe care ultimele rezultate remarcabile ale universității în aceste timpuri grele generate de criza COVID-19 și vă vorbeam de cei trei invitați și aceștia sunt profesorul universitar Mihai Dimian, prorector USV, Mircea Diaconu, prorector USV, Ștefan Purici, prorector USV. Domnul Mihai Dimian este prorector cu activitate științifică, domnul Mircea Diaconu este prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității, iar domnul Ștefan Purici este prorector cu imaginea Universității, relații internaționale și dezvoltare europeană. O să rog pe colegul meu să ne facă legătura cu domnul profesor Mihai Dimian pentru a discuta cu el despre acel sprijin pe care USV se pregătește să-l ofere în toamnă studenților USV și anume se vor achiziționa 2200 de laptopuri, 1300 de tablete și 3500 de cartele SIM. Avem legătura cu domnul profesor Mihai Dimian, prorector cu activitatea științifică. Domnule Dimian, bună dimineața! Bună dimineața! Vă salut pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii dumneavoastră și le urez multă sănătate! Vă mulțumesc mult că ați acceptat intervenția la noi în emisiune și vreau să începem cu acel sprijin pe care l-a anunțat USV-ul că îl va acorda studenților din anul întâi, dar nu numai. Vreau să vorbiți un pic mai detaliat despre acest lucru. Da, în primul rând sunt două etape a acestui proces de susținere a studenților, atât pentru activitatea desfășurată online, cât și pentru activitatea uzuală din universitate. Nu trebuie să ne gândim că prezența acestor tablete sau laptopuri în poziția studenților înseamnă doar activitate online. Se oferă posibilitatea de a desfășura diverse teme, proiecte, oriunde, inclusiv acasă, la cafenea sau în alte locuri. Deci, iată că poate această perioadă în care s-a dezvoltat mai mult partea de activitate online în universitate, poate folosi și ulterior în dezvoltarea diverselor activități. Acum, în această etapă, noi am achiziționat deja 700 de tablete care vor fi oferite studenților cu situații sociale speciale, mai precis celor care au depus dosare pentru burse sociale. Sigur că fondul de burse fiind limitat, unii au obținut burse, alții nu, deși ar intra în categoria respectivă și atunci toți aceștia, cu excepția celor care fac parte din anul terminal, desigur, și nu le vor folosi în cadrul studiilor, deci toți cei din anii neterminali vor beneficia de aceste tablete în perioada imediat următoare. Să spunem că undeva la mijlocul lui iunie vor sosi și le vom putea distribui. Repet, nu este vorba de o donație, ci de un împrumut pe perioada studiilor, așa cum se face, spre exemplu, la preuniversitar cu manualele școlare. Da? La finalul anului sau la finalul studiilor, ei revin cu aceste tablete și reintră în poziția universității. Sigur că unele dintre ele nu vor mai fi funcționale, asta este, vom schimba pe parcurs și acest lot. Pe de altă parte, începând din anul universitar următor, toți cei care vin în anul întâi, da, se înmatriculează în anul întâi la studiile de licență, fie că este vorba de învățământ la zi sau la distanță, vor putea beneficia de același regim, adică
vor avea la dispoziție un laptop sau o tabletă în funcție de situație pe care o vor putea împrumuta pe parcursul anului universitar. În plus, pentru 9 luni, adică perioada efectivă de activitate didactică, vor beneficia și de o cartelă SIM pentru conectare la internet. Deci o cartelă doar de date, nu și de voci. Da? Astfel încât acel laptop sau acea tabletă să poată fi folosită din orice loc unde semnalul este disponibil. Noi am asigurat, cel puțin prin finanțare, sperăm ca achiziția să decurgă foarte bine și la final se beneficieze chiar și economii. Noi am asigurat și de asemenea echipament de performanță bună. Am asigurat finanțare pentru minimum 2200 de laptopuri și cred că 1500 în total cu cele de acum de tablete, astfel încât toți studenții anului întâi pot beneficia. Sigur că unii dintre ei au deja laptopuri performante și poate nu vor dori să împrumute și drept urmare cele rămase disponibile din anul întâi vor fi împrumutate celor din an superior. Da? Noi având aproximativ 9500 de studenți, licență, master plus doctorat, faptul că avem 3700 de astfel de laptopuri și tablete pentru studenți înseamnă, iată, mai mult de o treime, da? Din studenți pot beneficia, din calculele noastre, cam toți cei care vor avea nevoie vor putea solicita un astfel de împrumut. Repet, toți cei care vor avea nevoie. Cu siguranță, mai mult de jumătate din studenți au deja nu doar calculatoare performante și telefoane și laptop. Domnule profesor, înseamnă asta cumva că în anul 2020-2021 cursurile vor fi online sau este doar ca un suport în caz de un eventual val numărul 2, după cum spun și specialiștii, că în toamnă se așteaptă valul numărul 2 al pandemiei? Deci sunt două aspecte. În primul rând, trebuie să învățăm din experiențele prin care am trecut. Dacă trecerea prin această experiență ne-a arătat că învățământul românesc, fie că a fost vorba de preuniversitar, fie că a fost vorba de universitar, nu a reușit să răspundă nevoilor elevilor și studenților în această direcție, da? Mai ales la preuniversitar, acest lucru s-a observat foarte clar, când probabil sute de mii de elevi nu au beneficiat de educație în această perioadă, pentru că nu au avut acces la educația online, da? Atunci e bine să învățăm din această experiență și sigur dacă ea ne-a prins, să zicem, pe nepregătite, pentru că nu ne așteptam, nu n-am mai fost o astfel de epidemie ultima sută de ani, o astfel de pandemie și atunci nu poți să te pregătești pentru orice situație. Dar acum trebuie să învățăm din aceste lecții și sperăm că și la nivel preuniversitar și în celelalte universități vom fi mai bine pregătiți pentru ceea ce urmează. Pe de altă parte, nu trebuie văzută această achiziție doar în contextul COVID. Repet, dacă tot facem acest efort, trebuie să-l folosim indiferent de situație. În urmă cu 15 ani în Statele Unite am derulat un proiect de achiziție de tablete pentru studenții de la inginerie electrică, știința calculatoarelor, sigur cu ajutorul unor firme private atunci, și am oferit fiecărui student o astfel de oportunitate pentru a-și desfășura activitățile, repet, oriunde. Da? Noi trebuie să avem în minte că educația se poate efectua în campus, dar teme, proiecte se pot efectua oriunde. Fie că e vorba de cameră, repet, fie că te duci în parc, fie că oriunde consider că ai posibilitatea să lucrezi în condiții optime, este dorit ca acest lucru să se întâmple. Deci, iată că acum avem posibilitatea să facem acest lucru și la Suceava și mă bucură acest lucru. Acum,
Dacă în semestru următor vor fi sau nu dificultăți în acest sens, e greu de spus. Constatăm o evoluție descrescătoare a numărului de cazuri, a numărului de persoane, cazuri pe zi, mă refer, a numărului de persoane care se află spitalizate, dar de să sperăm că în următoarele 2-3 săptămâni vom asista la o stingere a acestui val, în, cel puțin în Suceava, dacă nu în întreaga Românie. După care, faptul că poate urma un al doilea val, sigur, în urmă cu 100 de ani, în cazul pandemiei spaniole, a fost o altfel de situație. Al doilea val s-a fost cam de o magnitudine mai redusă, aproape jumătate. A mai fost și al treilea val, tot așa, cu aproape o pătrime. Deci, față de cel inițial, deci pot exista astfel de situații, doar că eu consider că suntem mai bine pregătiți în acest secol să facem față și după această experiență, de asemenea, și spitalele și medicii, dar și pacienți în general și oamenii, cred că vor fi mai precauți și mai bine pregătiți pentru ceea ce urmează. Însă, există deja semne din partea unor universități din vest, universități importante, Cambridge este una dintre ele, dar sunt și alte universități din Franța, din Statele Unite, am discutat cu profesori de acolo, cadre de conducere și se pregătesc ca în semestrul următor, da, să susțină cursurile online, dar activitățile practice, adică seminarii, laboratoare, să fie susținute în campus, în condiții speciale, să punem grupe mai reduse decât cele pe care le avem în vedere în mod normal, da? Într-o anumită sală. Drept urmare, iată, aceste echipamente vor folosi și într-o astfel de situație în care se va decide poate ca aceste cursuri să fie susținute online, iar aplicațiile practice în camp. Nu s-a luat o astfel decizie în Universitatea din Suceava, poate nici nu o să fie cazul, dar, repet, este bine să fim pregătiți, cu atât mai mult cât tocmai am trecut printr-o experiență care ne-a arătat că nu am fost atât de bine pregătiți pentru astfel de situație de trecere bruscă la o predare online. Săptămâna trecută am avut o emisiune cu studenții din cadrul USV și acum vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, ca profesor, cât de greu v-a fost să vă adaptați noilor condiții de parte de catedră, de parte de studenți? Bun, pentru mine personal, care activez totuși într-un domeniu asociat tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, nu a fost foarte dificil. De asemenea, eu am o experiență internațională în care am lucrat cu echipe aflate pe 4 continente simultan. Am, sigur, participat și din România la activități în Statele Unite și din Statele Unite la activități în România destul de des și foarte intens. Deci, pentru mine personal, nu a fost un șoc sau o trecere bruscă. Însă, tot pentru mine personal, pot spune că eficiența mea ca profesor în mediul online este mult mai redusă decât cea în clasă. Deci, din acest punct de vedere, am simțit că nu am oferit studenților calitatea educațională pe care am oferit-o până acum în campus, mai ales atunci când predai lucruri, știu eu, teoretice care implică matematici avansate, este extrem de dificil să o faci online fără să poți verifica și discuta în continuu acele aspecte. Ei, când e vorba de, să spunem, principii de funcționare, de poate scheme mai largi care pot fi prezentate și discutate mai ușor online. Sigur că aceste lucruri le-am putut face și am încercat și noi să orientăm mai mult cursurile către astfel de aspecte, urmând ca, sigur, la revenirea în campus să insistăm mai mult și pe partea analitică a problemelor discutate. Pe de altă parte,
poate nu atât mijlocul de comunicare, cât situația în care ne-am aflat. Pe de parte, studenții nu erau stresați de ceea ce se întâmplă în jur. Eu, de asemenea, eram implicat în multe alte proiecte care necesitau un răspuns rapid și o responsabilitate foarte mare și atunci, să spunem, niciun, nici alții poate nu am fost la capacitate maximă în această perioadă, lucru care poate s-a întâmplat înainte când eram în camp. Da, deci odată este efectul așa general al situației din societate asupra modului în care funcționăm ca oameni în această perioadă. Pe de altă parte, cum spuneam, mijlocul prin care facem această educație este unul limitat și dacă timpul poate ne-ar permite, da, am fi putut să îl îmbunătățim. Însă, eu cred că este și un aspect pozitiv faptul că tot mai mulți profesori în această perioadă și-au dezvoltat și aceste abilități, să spunem, și ele vor putea fi folosite în viitor în diverse situații. Spre exemplu, la începutul anului mai sunt probleme cu unii studenți care nu primesc viza la timp din Republica Moldova, da? Iată că în acest mod, prima săptămână de școală sau primele 10 zile de universitate, nu, pot fi oferite online acestor studenți, astfel încât să nu piardă prima săptămână. Mai sunt studenți care trebuie să stea din diverse motive acasă, motive medicale și nu pot participa la orele respective. Iată că prin această modalitate vom putea oferi și acelor studenți posibilitatea de a participa online la activități, sigur, dacă ele nu vor putea fi recuperate ulterior. Avem diverse situații de dizabilități care poate nu permit prezența în campus în mod continuu sau în anumite perioade și acest lucru iarăși poate fi compensat prin această ofertă online. Nu în ultimul rând, personal am considerat de la începutul predării în sistemul universitar că prelegerile noastre ar trebui înregistrate și puse online la dispoziția studenților, astfel încât ei să poată parcurge aceste cursuri ulterior cursului predat în campus, dar în rit propriu. Altfel, sigur, înseamnă că nu avem ceva special de oferit, nu? Dacă e doar, știu eu, prezentarea unor cunoștințe din cărți într-un mod uzual, le-ar putea face și din cărți respective. De aceea, eu cred totuși că această comunicare orală ce are loc în timpul prelegerilor și discuțiile care au loc acolo reprezintă o experiență care nu poate fi înlocuită de o, să spunem, învățare individuală pe baza unor materiale. Da. Și iată că înregistrând și oferind ulterior acces studenților care participă la cursuri, sigur, pot îmbunătăți procesul educațional. Aceste lucruri se pot face mult mai ușor acum și pe o scară mai largă, da? Nu fie doar un exemplu sau câteva exemple, ci fiecare profesor, cred că am învățat în această perioadă mult mai clar cum să folosească aceste instrumente de predare online și toate facilitățile aferente. Pe final, nu în ultimul rând, mi-aduc aminte de acele International Masterclass pe care le organizam cu Universitatea din Barcelona, Florența și colegii de la SRN și iată cum o zi întreagă petreceam împreună, nu? Studenți și elevi din 3-4 centre universitare. Era o experiență comună, predam același lucru, comunicam între noi pe parcursul procesului, iar la final dădeam un test și vedeam performanțele fiecăruia și ne puteam compara între noi în diverse colțuri ale Europei. Deci, iată, acum avem posibilitatea să facem astfel de experiențe, da? Avem astfel de experiențe în majoritatea domeniilor pentru că profesorii au deprins cele necesare unei astfel de proces. Pe final de discuție vreau să vorbim despre competiția de soluție pentru secvențierea genomului SARS-CoV-2, competiție pe care a câștigat-o USV și este un câștigător unic.
Și este o realizare foarte importantă pentru universitate, mai ales că toată lumea a remarcat că Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava s-a implicat foarte activ în gestionarea crizei provocate de COVID-19 la nivel local. Da, mulțumesc pentru apreciere. Chiar citeam zilele trecute un articol al domnului profesor Andrei Marga, a fost rector al Universității Babeș-Bolyai și ministru al educației, care evidenția Universitatea Suceava, era dată ca exemplu, ca model de implicare în comunitate în această perioadă, lucru care nu poate, sigur, decât să ne bucure, deși contextul este unul trist, însă cred că este o normalitate, universitățile în general trebuie să se implice, au expertiza și experiența necesară unor situații complicate și rezolvărilor, oferirii de soluții, deci din acest punct de vedere sigur mulțumim aprecierilor, dar ar fi bine ca toate universitățile să facă acest lucru, pentru că aceasta este normalitatea, nu facem cercetare doar pentru reviste internaționale și citări internaționale, ci pentru a fi utili atunci când societatea are nevoie de noi. Revenind la proiectul menționat de dumneavoastră, sigur că el se încadrează într-un efort mai amplu desfășurat de universitate în acest domeniu. Noi am dezvoltat anul trecut un laborator de metagenomică și biologie moleculară în cadrul unui proiect european început în urmă cu 3 ani de zile. Sigur, au durat achizițiile, selectarea personalului și mai departe, iar în 2019 am putut finaliza laboratorul și angaja personalul necesar și iată că acel laborator a reușit să facă câteva lucruri foarte importante, nu doar pentru Suceava, ci pentru România, implementând o linie de testare semi-automată. În acea perioadă și la Iași și la București se prelucrau manual probele de la un capăt la altul până la introducerea lor în PCR. Prin linia dezvoltată s-a putut eficientiza acest proces de prelucrare a probelor, dublându-se aproape capacitatea de testare. Ei, aceasta era, să spunem, doar jumătate din procesul pe care noi îl desfășuram în laborator, cealaltă jumătate trecând prin echipamente mult mai complexe decât acest PCR pe care ați auzit, și anume un echipament pentru pregătirea librăriilor, pentru secvențiere și secvențiatorul propriu-zis. Iar noi am lucrat în trecut la secvențierea microbiote intestinale, deci trebuie să fie încercarea de a identifica bacteriile care se află în intestinul uman și modul în care această microbiotă, prezența acelor bacterii, influențează starea pacienților cu diabet. Da. Ei, acest lucru acum am încercat să-l adaptăm într-o nouă direcție. Sigur, este puțin diferită de cea a bacteriilor, aceasta nouă direcție a virusului și a unui virus special, încă necunoscut în totalitate, SARS-CoV-2. Iar importanța acestei cercetări, pe care noi intenționam oricum să o desfășurăm doar că la o scală mai mică, ne orientam doar pe județul Suceava, nu ne permiteau fondurile mai mult, însă prin noile fonduri câștigate în cadrul competiției și sigur prin obiectivul competiției vom desfășura acest lucru la nivel de țară, aducând sau lucrând împreună cu cei de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, prelucrând probe din întreaga țară pentru a vedea structura acestui virus și modul în care el s-a modificat în zona țării noastre. Apar mutații ale acestui virus care îl pot face mai, să spunem, periculos sau mai puțin periculos, da? Și analizând structura lui și așa numita filogenia tulpinilor circulate în România,
putem vedea de unde au venit aceste cazuri, da? Deci din ce zone au venit inițial virusii, cum au evoluat acest virus în zona noastră în timp și totodată să aplice tratamentele eficiente pentru tipul de virus pe care îl avem în România, care poate fi destul de diferit de ce s-a întâmplat în China în iarnă sau de ce se întâmplă acum în Brazilia, de exemplu. Da, acest virus suferă mutații, evoluează în timp și atunci, uitându-ne la apropierile de celelalte tipuri de virusuri existente în lume, putem adopta metode de tratament eficiente pentru acel tip. Domnule Dimian, eu vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația de a interveni la noi în emisiune. Felicitări încă o dată pentru ceea ce faceți împreună cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava pentru studenți în primul rând. Și sperăm să aflăm și să auzim și alte noutăți bune venite din partea USV-ului. Vă mulțumesc mult! La revedere! Și eu vă mulțumesc pentru invitație și încă o dată multă sănătate dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumim! La revedere! La revedere! În continuare o să-l rog pe colegul meu să ne facă legătura cu domnul Mircea Diaconu, profesor universitar, doctor prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității. Cu domnul Diaconu vom încerca să vorbim și despre problemele pe care le-au întâmpinat profesorii în adaptarea la noile condiții, despre disciplinele transversale pentru studenții USV, care este de fapt ultima noutate venită din partea Universității Ștefan cel Mare și vor avea discipline ca munca în echipă, tehnologii multimedia, gândire critică, gestionarea eșecului, comunicare eficientă, stimularea creativității. De asemenea, studenții vor putea beneficia în cadrul acestui proiect de discipline transversale pentru studenții USV și de alte activități precum stagii naționale de bune practici, sesiune de consiliere pentru carieră, sesiune de consiliere pentru dezvoltarea tehnicilor de învățare, workshopul angajatorului, cursuri magistrale ale personalităților. Se pare că Universitatea Ștefan cel Mare din România, în ciuda pandemiei, în ciuda tot ce se întâmplă la moment când toată lumea este la răscruce de drum și încearcă să se adapteze tot mai rapid noilor provocări, Universitatea continuă să creeze pentru studenți noi oportunități și să-i motiveze pe cei care au ales deja Universitatea Ștefan cel Mare să se implice, iar pentru viitorii boboci sunt tactici de aducere în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Fiind student la USV, știu sigur că Universitatea tot timpul a luptat ca studenții să aibă o educație de calitate și asta se datorează în primul rând faptului că Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are o conducere foarte eficientă și are profesori extraordinari. Și avem legătura cu domnul Mircea Diaconu, prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității. Domnul Diaconu, bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să fiu în direct cu ascultătorii dumneavoastră. Vă mulțumesc mult că ați acceptat să interveniți la emisiunea noastră și v-am comunicat și ieri, am avut săptămâna trecută emisiune cu studenții Universității Ștefan cel Mare din Suceava și acum vrem să vedem și noi studenții, în primul rând, cum le-a fost profesorilor, cât de greu le-a fost să se adapteze noilor condiții. Păi, sigur că a fost o provocare indiscutabilă, pentru că ei trebuiau să se gândească, cred, la mai multe lucruri decât trebuiau să se gândească studenții. Adică trebuiau să aibă în vedere, în primul rând, ca ceea ce predau să
fie accesibil, să fie comunicat într-o formă adecvată noilor mijloace. Știți, când ai un curs față în față, mai vezi un gest, mai vezi o reacție, tu însuți reacționezi în funcție de toate lucrurile astea. Ori când e vorba de un învățământ online, trebuie să te gândești care sunt poate lucrurile pe care studenții nu le știu și care acum nu îndrăznesc să intervină pentru a spune lucrurile care le sunt încă neclare. Și atunci, sigur că a fost, cred, dificil din punctul ăsta de vedere, pentru că lipsea evident o experiență adecvată în acest sens, dar pe de altă parte sigur profesorii au găsit, cred, soluțiile cele mai bune ca să se facă înțeleși și ascultați de la distanță și cred că cel puțin ecourile pe care le-am auzit au fost bune. Ce probleme au semnalat profesorii conducerii universității în momentul în care au fost puși în fața noi provocări de a preda online? Sigur, a trebuit înainte de toate să vedem care sunt platformele cele mai eficiente și sigur că din punctul ăsta de vedere a existat un schimb de opinii cu colegii noștri care lucrează la serviciul acesta de, și de învățământ la distanță și de platforme electronice. Am avut aici, evident, sprijinul colegilor noștri și că nu mai sprijinul, dar ei au oferit, ca să spunem așa, consultanță de fiecare dată când a fost nevoie și la nivel de universitate și la nivel de facultate, unde există câte un inginer de sistem. Colegii, sigur, înainte de toate, au trebuit să aleagă platforma care să, cu care să se obișnuiască cel mai repede. Am acei drept, unii deja lucrau în anumite situații, pe anumite platforme, deci nu le-a fost foarte greu să se obișnuiască. Am constatat că, chiar în ce mă privește pe mine, că cam câți studenți veneau la cursurile propriu-zise on-site, erau prezenți și la cursurile online și m-a bucurat foarte tare. Am avut un dialog foarte bun cu studenții. Cum e să fii profesor acasă în fața unui laptop și nu în fața catedrei, efectiv în fața studenților? Nu cred că toți colegii, nu cred că noi toți ne-am obișnuit la fel de ușor, pentru că, sigur, actul didactic e înainte de toate comunicare. Comunicare și formare. Ori formarea se realizează și prin felul cum ești perceput ca profesor, cum te văd studenții, cum reacționezi în fața problemelor lor, cum reacționezi la întrebările pe care și le pun sau pe care le simți în public. Există o respirație, știți, ca și teatru, nu se poate juca fără spectatori. Așa și aici. Actul didactic presupune, dacă vreți, chiar o evaluare permanentă. Nu numai evaluarea de la final din sesiune. Și, evident, mai dificil se realizează activitățile de seminar, ca să nu mai zic cele de laborator sau practicile. Dar cred că în cele din urmă am reușit să realizăm, să ne simțim într-un fel împliniți și în felul acesta. Sigur că e altceva. Da. Referitor la studenți, ce feedback ați primit de la studenți? Dacă au fost reclamații? Atât pentru toți profesorii? Nu. Nu am avut reclamații, sesizări transmise către universitate legate de activitățile didactice. Și în cazul în care au ajuns la facultăți, eventual, știu eu, unii poate nu s-au putut conecta sau alții nu se afla într-o arie în care semnalele să funcționeze, dar lucrurile acestea s-au corectat. Cât de greu? Până la urmă s-a făcut și evaluare online și
discutam cu colegii, au constatat că notele procentual erau, statistic vorbind, erau cam aceleași ca în condiții normale. Referitor la studenții din anii terminali care trebuie să-și prezinte lucrările de licență, masterat sau doctorat, o fac online. Nu este același sentiment. Eu mi-am prezentat lucrarea de licență în fața comisiei și am avut mari emoții și nu știu dacă acum mi-ar fi fost mai ușor sau mai greu să o prezint online. Pentru profesori, cum este să asiste la așa o ceremonie importantă pentru studenți, zic eu? Păi, e o ceremonie foarte pragmatică, să spunem așa, și cu consecințe pentru tot restul vieții. Eu cred că studenții vor trăi altfel de emoții. Firește, e important să fii împreună cu colegii, să ai un dialog pe viu cu comisia. În momentul acesta examenele se susține lucrarea și se face și o evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate online, dar eu cred că studenții sunt capabili să treacă peste acest impact, impas. I-am văzut, repet, la cursuri și la seminarii, fiind foarte implicați și activi, s-au obișnuit foarte repede cu platforma. Mai este ceva, poate că ăsta e un dezavantaj. Fețele celor cu care comunici se văd mult mai aproape, sunt mult mai mari. Adică ești de fapt mult mai aproape decât la o examinare normală sau la o întâlnire normală unde există câțiva metri între evaluatori sau profesori care plătește studenții. Aici ai sentimentul că sunt chiar alături de tine. Eu cred că vor fi examene de finalizare, mă refer la licențe și disertație pentru studenții de la licențe și cei de la masterat. Va fi o evaluare corectă și cred că emoțiile vor fi constructive. Cât de eficiente vedeți aceste cursuri online puse în raport cu desfășurarea cursurilor în mod normal? Păi, așa cum ziceam, se pierd câteva lucruri indiscutabile, iar lucrurile acestea sunt foarte importante, pentru că nu mai e un dialog normal, nu mai vezi reacțiile studenților, nu mai știi exact când, dar nu mai e nevoie de niște explicații suplimentare. Pe de altă parte, repet, a preda înseamnă și a evalua, pentru că ai tot timpul dialoguri cu studenții și în cazul ăsta, sigur că ei se formează pentru că învață să comunice public, să se adreseze unei, să zic așa, autorități, să vorbească cu colegii în public, să sistematizeze informațiile. Astea sunt lucruri foarte importante pentru viața unui om care termină o facultate. Și asta nu se învață doar din cărți, se învață din contact direct cu colegii, într-o atmosferă de lucru și cu profesorii. Sigur că există niște dezavantaje, dar a fost o soluție benefică până la urmă, iar să fim foarte clare, asta nu s-a întâmplat decât în semestru, adică nu se reduce la atât formarea lor și realizarea acestor competențe transversale și, prin urmare, nu cred că procesul de formare a fost afectat sau afectat într-o manieră gravă de acest semestru în care lucrurile s-au desfășurat online. Am înțeles. Domnule profesor, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea noastră. Vă dorim mult succes și să ne auzim numai de bine. Și eu vă mulțumesc și sper ca și studenții noștri să reacționeze, să fie reacționat pozitiv la această nouă experiență. Viața ne oferă tot timpul surprize și trebuie să fim pregătiți să le asimilăm. Și eu vă mulțumesc, deci.
Așa este, domnule profesor, vă mulțumesc încă o dată, la revedere! La revedere! O să rog pe colegul meu, Cătălin, să ne facă legătura în continuare cu domnul Ștefan Purici, prorector cu imaginea Universității Relații Internaționale și Dezvoltare Europeană, împreună cu care vom vorbi despre admiterea anului 2020. S-a modificat calendarul de admitere. Să vedem ce alte condiții s-au schimbat pentru studenți. Mă refer aici inclusiv și la condițiile de cazare. Și de asemenea, un alt subiect, fiind prorector cu imaginea universității, să vedem ce mesaj are universitatea pentru bobocii care urmează să ajungă la universitate. Și aici mă refer la problemele pe care le-ar putea întâmpina viitorii studenți din Republica Moldova și Ucraina. Pentru că dacă urmărim evoluția din anii precedenți, constatăm că un număr tot mai mare de studenți vin din Republica Moldova și Ucraina și este un lucru îmbucurător, aș zice eu, și este o șansă inedită pentru studenții care vin să aibă parte de studii de calitate, de un mediu academic corect, care motivează și formează studentul și îl pregătește pentru viața de după anii de studenție. Domnule Purici, bună dimineața! Vă mulțumesc că ați acceptat să interveniți la noi în emisiune. Bună dimineața! După cum spuneam, în primul rând vreau să vorbim despre admiterea 2020-2021. S-a schimbat calendarul de admitere? Calendarul de admitere nu s-a modificat. A rămas același, comparativ cu ceilalți ani, a rămas calendarul care a fost aprobat anterior, doar că există această posibilitate de înscriere online. Uh-huh. În ce constă acele probe de admitere anul acesta? Fiind situația creată de coronavirus, cum se vor desfășura aceste probe de admitere și admiterea în sine? Deci, în toate situațiile, facultățile au prevăzut adaptarea probelor la situația reală din acest an. În situațiile în care există posibilitatea transformării acestor probe în interviuri online, aceste interviuri, în loc să se desfășoare în sală, în fața unei comisii, se vor desfășura în format online, așa cum se desfășoară astăzi activitățile de predare, instruire, evaluare cu studenții. Din acest punct de vedere, membrii comisiilor, fiind cadre didactice, au această experiență, iar vedem acum că și elevii, studenții, la fel, s-au adaptat, s-au acomodat cu acest tip de evaluare. Există însă și probe la facultăți precum educația fizică și sport, unde sigur că probele trebuie să fie fizice și în acest caz, la fel, facultățile vor organiza aceste probe în așa fel încât să constate că un candidat este potrivit, este pregătit pentru a urma o facultate în domeniul respectiv. Pentru câți studenți este pregătit anul acesta USV? Pentru cât mai mulți, evident. Dar având în vedere faptul că în fiecare an numărul absolvenților scade, numărul absolvenților de liceu scade, ne așteptăm la un număr egal cu cel de anul trecut. Ce se va schimba pentru viitorii boboși din Republica Moldova și Ucraina? În Republica Moldova s-a anulat examenul de bacalaureat. Cum va fi admiterea pentru ei? Admiterea se organizează, după cum spuneam, la fiecare facultate, după criteriile proprii. Indiferent de faptul că într-o țară sau alta s-a susținut
sau nu s-a susținut examenul de bacalaureat, absolventul respectiv trebuie să fie posesorul, titularul unei diplome de bacalaureat, unei diplome de absolvire a unui liceu sau unei școli care îi permite accesul în învățământul superior. Din acest punct de vedere, dacă autoritățile Republicii Moldova au eliberat acte care confirmă faptul că deținătorul respectiv este absolvent al studiilor medii și are diplomă care este echivalentă cu diploma de bacalaureat, din punct de vedere legal nu avem niciun impediment care să ne oprească să primim dosare de la acești absolvenți. În Ucraina, din câte știu, pentru etnicii români nu există această problemă, bacalaureatul sau examenele de absolvire nefiind anulate. Pentru toți absolvenții de liceu care vor deveni studenți ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava, noi am pregătit și un suport electronic, un suport de echipamente, e vorba de laptopuri și tablete, pentru a fi pregătiți pentru situația în care va fi nevoie și în anul universitar viitor să desfășurăm activități în mediul online. În ceea ce privește admiterea candidaților din Republica Moldova și din Ucraina, e vorba de românii de pretutindeni, pentru acești candidați, admiterea se va desfășura on-site, în sensul că comisii de admitere de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava se vor deplasa în Republica Moldova și în Ucraina pentru a prelua dosare cu actele candidaților respectivi. Mai există și posibilitatea de a te deplasa direct la universitate și de a depune toate actele necesare. Pentru românii etnici de pretutindeni nu vor fi înscrieri online la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Referitor la condițiile de cazare, anul acesta vor rămâne aceleași condiții care au fost și în anii precedenți? Sunt probleme cu spațiile de cazare anul acesta? Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava întotdeauna a asigurat condiții foarte bune pentru cazare, pentru studenți, raportate la, să zicem, media națională. În acest an am demarat renovarea Căminului 1. Este prevăzut să se încheie această renovare în toamnă. Sperăm să o rezolvăm, chiar dacă epidemia aceasta de coronavirus a îngreunat un pic realizarea lucrărilor. Vom vedea care sunt toate normele, toate regulile pe care le impune directorul de sănătate publică în condițiile în care trecem prin această pandemie. Trebuie să ne asigurăm că aceste condiții vor garanta atât confortul studenților, cât și siguranța lor. În primul rând, viața și sănătatea studenților este mai presus decât comoditatea și decât totul ce le putem oferi. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru elevii din clasele a 12-a care urmează să susțină examenul de bacalaureat și urmează să aleagă o universitate la care să meargă să-și continue studiile? Le urez mult succes la examenele de admitere. Sunt sigur că și în această perioadă dificilă elevii se vor acomoda, se vor adapta, vor reuși să demonstreze că cei 12 ani de liceu nu au trecut în zadar și că sunt pregătiți pentru a urma o nouă cale, pentru a se înscrie la facultate. Din acest punct de vedere, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este pregătită să-i primească cu brațele deschise. Universitatea a garantat o bună desfășurare a tuturor activităților în această perioadă, în mediul online. La fel, ne-am îngrijit ca în toate spațiile să există posibilitatea de dezinfectare și de asigurare a distanței fizice între candidați în cazul în care, sau între studenți în cazul în care se vor desfășura activități on-site. Din acest punct de vedere, Universitatea Ștefan cel Mare va fi, ca de obicei, o gazdă bună și o instituție unde se pot forma caractere, dar se pot în același timp forma și specialiști de înaltă calitate.
Referitor la condițiile în care se desfășoară la moment activitatea academică, dumneavoastră ca profesor, cum vedeți aceste cursuri online? Cât de eficiente sunt? Cum dumneavoastră v-ați adaptat la ele? Există o mică diferență între o simplă discuție pe chat, care durează câteva minute cu un prieten sau cu un coleg de la o altă universitate sau din altă țară, și e cu totul alta activitatea pe care o desfășoară în mediul online, e vorba de cursuri, seminarii, de evaluări, etc. În primul rând, este un efort destul de mare și din partea studenților. Pe de altă parte, și profesorii trebuie să fie suficient de bine concentrați pentru a urmări tot ce se întâmplă pe parcursul celor două ore, pe de o parte, pe de altă parte, lipsind contactul direct, contactul vizual cu studenții, e foarte greu de urmărit pulsul sălii, acel feedback pe care trebuie să-l urmărească profesorul atunci când predă sau când organizează diverse activități cu un an sau cu o grupă. Din acest punct de vedere, eficiența acestor activități nu întotdeauna se ridică la nivelul pe care ne-l dorim. În același timp, nici nu putem spune că aceste activități sunt fără niciun efect, fără rezultate așteptate, fiindcă, așa cum spuneam, și studenții au fost practic puși în situația să fie cât mai bine pregătiți, să se pregătească pentru fiecare seminar, fiindcă implicarea lor, din punctul meu de vedere, a devenit mult mai profundă și mult mai dinamică decât ceea ce se întâmpla în timpul orelor fizice, când de mai întâmpla unii colegi se ascundeau în spatele altora și unii urmăreau doar ceea ce se întâmplă, iar în timpul activităților online, de regulă, cel puțin eu, încercam să implic pe toți cei care erau prezenți la activitățile acestea în mediul internetului, să implic în activități, și atunci fiecare student era mult mai mult implicat pe de o parte, trebuia să se pregătească mult mai mult pentru orele respective, trebuia să fie atent la ce aici se discuta, etc. Și multe, multe alte aspecte. Din acest punct de vedere, chiar în primele săptămâni, chiar au existat aceste reacții ale studenților, că iată, era mai bine la facultate, când ne vedeam în fiecare zi, dar nu aveam atât de mult de învățat. În mediul online, însă, trebuie să învățăm mult mai mult, să ne pregătim mult mai mult pentru ore. Dar chiar dacă aceste activități s-au desfășurat în mediul online, eu sunt sigur că cei care au dorit să studieze, să învețe, cei care au dorit să asimileze cunoștință, cei care au dorit să-și formeze competențe, au reușit cu succes acest lucru și cadrele didactice le-au venit întotdeauna în întâmpinare. Domnule prorector, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și ați acceptat invitația de a participa la emisiunea noastră. Mult succes și spor în sesiunea care urmează, pentru că și profesorilor le este greu, nu doar nouă studenților. Noi ne-am apropiat de finalul emisiunii. Încă o dată mulțumiri tuturor celor care au participat. Domnule Purici, la revedere, vă doresc o zi bună și succes în activitatea dumneavoastră academică. Noi am ajuns la finalul acestei emisiuni și sperăm că am reușit să aducem imaginea Universității Ștefan cel Mare în cea mai bună lumină posibilă, pentru că este acea lumină care ea și singură și-o face prin realizările și prin implicarea de care dă dovadă. Universitatea Ștefan cel Mare întotdeauna a fost alături de studenți și acest lucru o demonstrează mai ales acum în această vreme grea pentru noi toți. Vă aștept și marțea viitoare la o nouă emisiune Vorbește Suceava. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și să ne revedem sănătoși săptămâna viitoare. La revedere!